Când e vorba de închinare multigenerațională, când ne adunăm toți la oaltă, accentul nu se pune pe ce mi-ar plăcea mie, ci accentul se pune pe ce îi place Domnului. Când aud un copil care cântă cântarea Vreau mica mea lumină liberă să strălucești. Și vine el și ți cântă cum a învățat la școala dominicală, Vreau mica mea lumină liberă să strălucești. Ce ziceți? Nu-i stă bine și unui om cu părul cărunt să cânte aceeași cântare? pe ar trebui și lumina mea, acele cu păr cărunt, să strălucească înaintea Domnului. De ce n-am putea cânta cu copiii? De ce n-ar putea copiii să cânte cu noi? Predica mea din această zi vreau să porte titlul acesta, Închinarea multigenerațională. Adică în biserică toate generațiile au ocazia să se închine și nu doar că au ocazia trebuie să se închine toate generațiile. Haideți să ne uităm spre Iacov, despre care s-a citit. Un fugar, un om care a greșit amarnic față de fratele său, căruia i-a luat dreptul de întâi născut, față de tatăl său pe care l-a înșelat, și omul acesta fugea să-și scape viața. Alerga prin pustiu, plin de teamă, pleca din Berșeba, din locul amenințării, se ducea spre Haran, locul speranței. Plin de zbucium sufletesc, alerga Iacov prin pustie, obosit fizic, cu mustrări de conștiință, temându-se de mânia fratelui său, dar și de Dumnezeu se temea în urma păcatului pe care l-a făcut. Și omului acestuia, îi se arată Dumnezeu. Dragii mei, vorbim despre locul acela în care Iacov s-a întâlnit cu Dumnezeu la Betel. Și aș vrea să înțelegem că practic asta este biserica. Un loc în care oameni fugari prin viața aceasta, oameni cu conștiința încărcată, oameni care au făcut păcate, oameni care i-au întristat pe alții, oameni care l-au întristat pe Dumnezeu, vin într-un loc ca și acesta și aici au ocazia să se întâlnească cu Dumnezeu. Aici este frumusețea bisericii. Iacov știa că el cumpărase dreptul de întâi născut, știa de la mama lui cuvântul pe care l-a rostit Domnul, că cel mai mare va sluji celui mai mic, dar n-a avut răbdare ca Dumnezeu să împlinească el această făgăduință și la un moment dat a început el cu iscusința, cu jmecheria lui, să facă în așa fel încât mai repede să capete binecuvântarea lui Dumnezeu. Și iată-l pe Iacov, vinovat, zic încă o dată, față de Tatăl său, vinovat față de fratele său, vinovat față de Dumnezeu, caută să-și găsească scăparea. Nu-și dorea Iacov nimic mai mult decât să găsească un loc de tihnă, un loc de refugiu. Unde va găsi oare fugarul ceea ce căuta? Cel ce poate găsi un loc de tihnă și un loc de refugiu pentru sufletele noastre este Domnul. Să nu uităm asta. Se ruga omului Dumnezeu în cartea psalmilor și zicea așa: La tine, Doamne, îmi caut scăparea. Însă acest loc de tihnă și de refugiu este numai acolo unde axa vieții lui Iacov, orientată numai spre pământ, orientată numai spre ceea ce era jos, orientată orizontal, se intersectează cu axa lui Dumnezeu, care este întotdeauna orientată vertical. Și aș vrea să înțelegem, frații mei, surorile mele, dacă suntem în casa lui Dumnezeu, suntem numai pentru că Dumnezeu ne-a căutat. Să nu uitați asta! Nimeni să nu-și asume merite pentru că El este în casa lui Dumnezeu. Suntem aici pentru că Domnul a avut milă de noi, ca și de Iacov altă dată. Fugarul Iacov, ostenit, apăsat, se culcă seara și acolo îi se arată Dumnezeu. Și acolo spune el, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Așa aș vrea să ne uităm spre biserica poarta cerului. Ca spre un loc în care are acces orice fugar, orice om care se lovește de neliniștile vieții acesteia, aici își poate găsi locul. Bietul Iacov, nu îndrăznea să spere mai mult. Un om care fugea spre un necunoscut, se ducea spre un loc în care n-a mai fost niciodată, era urmărit de un nesau răzbunător, dar era urmărit și de Dumnezeu cel bun și iertător. Sunt atâția oameni astăzi care fug de trecutul lor murdar. Pentru ei este loc de refugiu aici aici se întâlnesc cu Dumnezeu care poate repara ceea ce i-au stricat și au murdărit în trecutul lor. Sunt atâția oameni care fug de păcatele lor. Aici își pot găsi refugiu, pentru că aici Dumnezeu iartă păcate. Sunt oameni care fug de viitorul lor, pentru că se tem de ceea ce le stă înainte. Aici își pot găsi refugiu, pentru că aici Dumnezeu face promisiuni cu privire la viitor și dă asigurări cu privire la viitor. Sunt oameni care fug de oameni. Numai la Dumnezeu își vor găsi refugiu. Există dar un loc de refugiu pentru toți fugarii. Și locul de refugiu este casa lui Dumnezeu. De aceea vreau să vă îndemn, Căutați casa lui Dumnezeu, prețuiți casa lui Dumnezeu, prețuiți biserica. Pentru că este un loc deasupra căruia Dumnezeu deschide cerul și revarsă binecuvântare. Doamne, fă -ne să vedem totdeauna binecuvântarea Ta. Deschide-ne ochii să o vedem de fiecare dată când venim în casa Ta. De asemenea, biserica este un loc în care nu doar că are acces orice fugar, dar orice om în biserică găsește dragostea lui Dumnezeu. Pentru că dragostea lui Dumnezeu ne aduce la oaltă. Vă întreb eu, de ce credeți că l-ar fi iubit Dumnezeu pe Iacov? Ce era bun în Iacov acesta? Era un păcătos, era un înșelător, însă Dumnezeu l-a căutat l-a urmărit și a vrut să arate aici dragostea lui. Dragii mei, aș vrea să vă îndemn din toată inima, căutați să-i aduceți pe cât mai mulți în casa lui Dumnezeu, ca aici Dumnezeu să le arate dragostea lui. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este pentru toți oamenii. Să nu uitați asta. El îi iubește pe toți păcătoșii. Și uitați-vă cum Dumnezeu a dovedit dragoste pentru Iacov, prin răbdare, l-a răbdat până acolo. Ar fi putut Dumnezeu să-l trăznească în momentul în care a înșelat, în momentul în care a mințit, dar Dumnezeu a avut răbdare cu el. I-a răbdat Dumnezeu păcatul cu tot, l-a răbdat așa cum era el, mincinos, înșelător. Așa a fost Dumnezeu cu noi. Ne-a răbdat și ne-a ajutat să ajungem în casa lui, pentru că în casa lui el vrea să ne arate dragostea lui. Și dragostea Lui se arată nu doar prin răbdarea pe care o are Dumnezeu pentru noi, ci și prin faptul că El, Dumnezeu, ne caută așa cum suntem noi. El se apropie de noi. Iacov s-a culcat să-și găsească odihnă acolo și dintr-o dată s-a deschis cerul deasupra Lui și a văzut îngerii Lui Dumnezeu care urcau și coborau. Asta e dragostea Lui Dumnezeu. Faceți să se audă peste tot în jurul dumneavoastră. Că este un loc în care Dumnezeu își arată dragostea pentru toți păcătoși. Nimeni nu e prea păcătos ca să aibă loc în casa lui Dumnezeu. Nimeni nu e prea păcătos ca să aibă acces la Dumnezeu. De aceea priviți casa lui Dumnezeu ca pe un loc în care oamenii pot să găsească pe Dumnezeul iubitor. Și nu numai atât. Este casa lui Dumnezeu, este un loc în care oamenii pot să vadă. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu. Pentru că uitați-vă cum îi dă Dumnezeu ocazia păcătosului să vadă și el ocrotirea lui Dumnezeu. Și vine Dumnezeu, și în loc să-l certe, în loc să-l mustre, în loc să-l facă să se simtă mai rău, Dumnezeu vine și oferă iertare, vorbește cu el ca și cu unul care ar fi meritat să stea de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu îi oferă o crotire, Dumnezeu îi oferă har. Ce înseamnă că e oferă har? Nu i face după cum merită, ba mai mult îi face binele pe care nu îl merită. Asta face Dumnezeu în casa Lui. Ne vorbește și ne spune că avem viitor și avem nădejde împreună cu Dumnezeu. El ne oferă neprihănire, ne oferă pace, ne oferă bucurie prin Duhul Sfânt. Bun este Domnul. Cum poartă El grijă oricărei făpturi și într-un mod special poartă grijă de tine, să nu uiți asta. Într-un mod special Dumnezeu îți poartă de grijă. Mai mult decât atât, casa lui Dumnezeu este un loc în care toți oamenii se pot bucura de promisiunile lui Dumnezeu. Uitați-vă la Iacov. Se întâlnește acolo cu Dumnezeu și Dumnezeu începe să-i facă promisiuni. Îl binecuvântează pe cel ce nu merita, așa cum a binecuvântat pe credinciosul Avram și cum l-a binecuvântat pe credinciosul Isaac, pe cei de dinaintea lui. Și Dumnezeu vine și îi garantează că el îi va purta de grijă și lui. Minunate sunt promisiunile lui Dumnezeu. Dar unde știi de ele și cum afli de ele dacă nu într-un loc în care se arată Dumnezeu și în care vorbește Dumnezeu? Să-l ia Dumnezeu pe Iacov, înșelătorul, mincinosul, păcătosul, să-l pună alături de Avram și de Isaac, aceleași promisiuni chiar dacă nu le merita, același viitor chiar dacă el nu-l merita. Dragii mei, Aici, în casa Domnului, vă aduc aminte că Dumnezeu ne spune tuturor cuvântul pe care l-a spus ucenicilor săi altădată în Ioan 14. Mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. De ce este importantă biserica? De ce trebuie să iubim biserica? Pentru că biserica este un loc în care Dumnezeu deschide cerul pentru orice om care vine în locul în care Dumnezeu se arată. Dumnezeu deschide cerul pentru oameni ca și noi. Nu ați văzut Dumneavoastră un loc în care misiunea îngerilor este foarte activă? De ce? Slujirea îngerilor, să știți, iar în vedere pe oameni. Și ce a văzut Iacov acolo? A văzut o scară de la pământ la cer, îngerii lui Dumnezeu urcau, îngerii lui Dumnezeu coborau. Știți ce înseamnă asta? Într-un loc ca și acesta, tu îți poți trimite cererile tale către Dumnezeu? De aceea, de la 9 până la 10 ne-am rugat. Am adus cererile noastre ca îngerii lui Dumnezeu să le ducă înaintea lui Dumnezeu. Dar tot într-un loc ca și acesta, coboară îngerii de la Dumnezeu ca să ne dea bine binecuvântări, ca să ne vorbească. Într-un loc ca și acesta, poți să-L auzi pe Dumnezeu vorbindu -ți. Ce mare har este să poți să comunici cu Dumnezeu. Să poți să-i vorbești lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți poată vorbi ție. Dragii mei, la Betel altă dată. Dumnezeu s-a coborât să fie prezent cu omul păcătos. Tot așa vă spun, în casa lui Dumnezeu, în Betel, în porta cerului, în orice casa lui Dumnezeu, se coboară Dumnezeu ca să fie împreună cu omul. Dar mai zic ceva despre un loc ca și acesta. Când se coboară Dumnezeu să fie prezent cu omul, în fața prezenței lui Dumnezeu, într-un loc ca și acesta, orice om poate să răspundă prezenței lui Dumnezeu. Și orice om trebuie să răspundă prezenței lui Dumnezeu. Și tocmai asta este închinarea. Ce este închinarea? Este răspunsul nostru al oamenilor în fața prezenței manifestate a lui Dumnezeu. Dumnezeu este în adunare și felul în care noi ne raportăm și răspundem la prezența lui Dumnezeu, aceasta este închinarea. Orice om, trebuie să se închine în casa lui Dumnezeu. Uitați-vă la Iacov ce bine a răspuns în casa lui Dumnezeu acolo la Betel. A răspuns bine, chiar foarte bine și foarte repede. Știți ce zice Scriptura? Iacov s-a sculat dis de dimineață și nu numai atât. A fost veghetor, a marcat locul acela ca un loc special pentru viața lui. Și uitați-vă pe parcursul vieții lui cum se mai întoarce Iacov mereu, mereu. Se întoarce la Betel. A marcat locul acela ca un loc special pe care nu vrea să-l uite niciodată. Și știți ce a făcut? A dăruit ce avea mai scump, avea un de lemn la el. A luat din un de pe care l-avea și l-a turnat acolo. Nu a cruțat un de lemnul, chiar dacă nu avea mult un de la drum, dar a turnat din unde lemnul acela, așa știut să răspundă el prezenței manifestate a lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, a făcut un angajament că îl va sluji pe Domnul și că va rămâne toată viața legat de Dumnezeu și dependent de Dumnezeu. Dragii mei, asta este închinarea, locul în care stăm în prezența lui Dumnezeu, vorbim cu Dumnezeu, cântăm laude lui Dumnezeu, ne închinăm lui Dumnezeu. Asta este închinarea. Și acum, dragii mei, vreau să vă spun că închinarea trebuie să fie în dreptul fiecărui om. Închinare către Dumnezeu. Orice om. Suntem mulți în casa lui Dumnezeu. Chiar toți trebuie să se închine. Mai zic o dată, chiar. Toți trebuie să-i aducă închinare. Eu am crescut într-o biserică de sat, o biserică mică. Într-o biserică în care erau 20-30 de oameni, ne adunam la închinare. Eram copil, alții erau tineri, alții erau cu păr runt, alții erau bătrâni. Știți ce era interesant? Toți cântam aceleași cântări. Și nu știam nimic despre conflictul dintre generații, dar nimic nu știam despre conflictul dintre generații. De-abia târziu în viață am auzit și eu că există conflict de generații. Ei bine, s-au schimbat lucrurile. Astăzi, la Biserică, avem. Cântări de copii, copiii au cântările lor, noi vasi. Copiii au cântările lor, tinerii au cântările lor de tineri, bătrânii au cântări de bătrâni. Și ne scapă adesea din vedere faptul că Domnul privește spre închinarea Bisericii și nu dorește să o vadă fracționată de mofturile noastre, ci Dumnezeu vrea Biserica întreagă. Se aduc în chinare. Dar de unde vin toate aceste fracțiuni? Că unii se închină așa, și unii se închină așa. De unde vin toate aceste fracțiuni? Știți de unde? De la deteriorarea conceptului de biserică. Oamenii nu mai înțeleg bine ce este biserica. Din nefericire. Am ajuns vremuri în care sfinții își caută în biserică propria lor plăcere. Vă întreb eu pe dumneavoastră, a cui plăcere trebuie să o căutăm noi în biserică? Ai bine. Dar am ajuns vremuri în care sfinții, copiii lui Dumnezeu își caută propria lor plăcere. N-ați auzit expresia asta, mi-a plăcut astăzi sau nu mi-a plăcut astăzi? asta a fost fain și asta n-a fost fain. Dragii mei, când oamenii nu înțeleg bine ce este biserica, închinarea ajunge să fie fracționată. Și facem în așa fel ca copiii să se simtă bine, să le placă, tinerii să se simtă bine, să le placă, bătrânilor să le placă și lor, și așa mai departe. Dragii mei, eu vreau să vă aduc aminte că cel singurul care este spectator la închinare este cerul, Domnul și cerul. El este cel ce se uită la închinare. Noi toți trebuie să oferim închinare. Și acum, de ce predic astăzi lucrurile acestea? N-ați auzit? Suntem în fața începerii unui nou an de școală dominicală, de tineret, vom începe de toate cele. Începem un nou an. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar ascultați-mă bine. Nu odată, ci de multe ori în viață am auzit la copilul meu, după ce a terminat cu școala dominicală, în biserică nu-i place. Acolo i-a plăcut la școala dominicală, dar în biserică nu-i place. Sau tinerilor le place numai la tineret, dar nu le place în biserică. Dragii mei, strigătul meu astăzi către biserică este acesta. Închinarea noastră a tuturor trebuie să fie plăcută Domnului. Nu cap discuții de felul acesta, lucutare îi place, lucutare nu-i place. Dragii mei, suntem chemați să ne închinăm în așa fel. Uitați-vă, luați penultimul psalm din Scriptură, din cartea psalmilor, și veți vedea că înaintea lui Dumnezeu sunt strigări acolo ale psalmistului, strigare pe care o face psalmistul: Lăudați pe Domnul, tineri, copii, bătrâni, lăudați pe Domnul, toți trebuie să-l lăudați pe Domnul. Dragii mei, noi trebuie să fim închinători, iar Dumnezeu este acela care primește închinarea noastră. Și de aceea aș vrea să rog pe toți cei ce sunt în biserică, veniți la închinare fără mofturi. Veniți la închinare cu un singur gând: Doamne, eu cum pot să mă închin astăzi ca să ți placă ție? Asta contează nespus de mult. De ce cred, frații mei, că este important să găsim formula biblică a închinării? Și închinarea biblică este multigenerațională. Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi. Când poporul lui Dumnezeu se aduna la oaltă, se adunau cu toții la oaltă în adunare de sărbătoare și toți participau la închinarea care era adusă Domnului. De ce? Credem că închinarea trebuie să fie multigenerațională și în biserică trebuie să-i cuprindă pe toți. De ce credem asta? Pentru că închinarea așa este poruncită de Dumnezeu. Dumnezeu o poruncește pentru toți oamenii. Nu pot să nu deschid totuși la psalmul acela. Uitați-vă, psalmul 148. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-l în locurile cele înalte, lăudați-l toți îngerii lui, lăudați-l toate oștirile lui. Și mă duc mai jos în psalmul acesta, Zice așa cuvântul lui Dumnezeu, lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năpraznice care împliniți poruncile lui, munți și dealuri toate, pom roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târitoare și păsări înaripate, împărații ai pământului și popoare toate, voievod și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat. Aș vrea să reținem acest aspect. Închinarea multigenerațională este poruncită de Dumnezeu. Uitați-vă în psalmul 145, versetul 4. Zice așa, fiecare neam de om să laude lucrările tale și să se vestească isprăvile tale cele mari. Versetul următor, versetul 5. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Și apoi versetul următor. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Iată, oameni conștienți, și versetul următor, 7. Oameni conștienți de această poruncă Domnului, zice, să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita ta bunătate, să se laude dreptatea ta, să se audă, să audă toți, și cei mari și cei mici, să audă că Dumnezeu merită închinare. Spune cuvântul lui Dumnezeu celor ce se adună la adunare, celor ce se adună în biserică, zice în Efesen 5 cu 19 așa, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Și apoi zice, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Isus Hristos. Tineri și bătrâni, toți împreună sunt datori să vorbească, să cânte, să laude, să trâmbițeze lucrările lui Dumnezeu. Asta este închinarea pe care o dorește Domnul? Domne, ajută-ne în Biserica poarta Cerului, toți împreună să ascultăm porunca ta și toți împreună să ne închinăm Domnului. Spun asta, știți de ce? Există riscul acesta. Și vă vorbesc dumneavoastră care sunteți părinți și părinților care sunt acasă și se uită. Câteodată zicem, nu-l duc pe copilul meu la biserică astăzi, pentru că nu are școală dominicală astăzi, îl duc numai când are școală dominicală. Și observați dumneavoastră că școala duminicală, copiii noștri, nu au în fiecare serviciu. De ce nu au în fiecare serviciu? Așa am gândit lucrurile. Copiii trebuie să fie și în biserică. Dacă vor fi doar într-un mediu separat tot timpul și sunt rupți cu totul de biserică, mă tem că lipsim biserica de închinarea multigenerațională și lipsim pe copiii noștri de binecuvântarea de a învăța ca împreună cu ceilalți, cu oamenii mari, împreună cu cei tineri, împreună cu cei mai puțin tineri, să aducă închinare Domnului. De aceea, dragi părinți, vă chem cu toată dragostea. De vreți copiii dumneavoastră să rămână lipiți de Dumnezeu? Aduceți-i în casa lui Dumnezeu. Știu familii din biserica noastră și sunt gata să le laud, nu le amintesc numele, care cu copiii mici după ei îi trag, fac cum pot, cu mașină sau fără mașină, în mijloace de transport în comun, fac tot ce pot să vină cu ai lor la casa Domnului. Domnul să bine binecuvânteze. Vor culege rezultate bune, ascultați-mă, pentru că Dumnezeu a vrut ca ai noștri copii să crească împreună cu noi. Când dau școală duminicală, se vor duce la școala duminicală și vor cânta cântări de copii. Dar când e biserică, vor veni în biserică și vor cânta împreună cu toată adunarea. Și lucrul acesta contează. Numai duminica trecută a fost ispitit să-mi scot telefonul din buzunar, am văzut copil care se închina așa de frumos, cu ochii închiși, cu mâinile ridicate la timpul de închinare și am zis să prin secvența asta, dar n-a durat. Dar așa m-am bucurat, dragii mei, să văd că se închină și copiii, se închină și tinerii, se închină și oamenii mai puțin tineri. E porunca Domnului ca închinarea să fie multigenerațională. Și vreau să mai zic ceva, închinarea aceasta multigenerațională creează în biserică un mediu ceresc. Asta creează mediul ceresc. Nu ne rugăm noi precum în cer, așa să fie și pe pământ? Dragii mei, credeți că în ceruri ne vom închina Domnului împreună cu bunicii noștri? Cu părinții noștri, cu bunicii noștri, cu tinerii, cu copiii noștri. Toți vom fi acolo. De aceea spun, închinarea aceasta multigenerațională creează un mediu precum în ceruri. Îl creează și în biserică. Uitați-vă în Apocalipsa, la capitolul 5, cu versetul 9, zice așa, și cântau acolo în ceruri și cântau o cântare nouă mântuiții Domnului. Și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să-i rup pe cețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, de orice norod, de orice neam. Aici este frumusețea, dragii mei. Eu am călătorit mult. Dar așa de mult m-am bucurat să mă duc în locuri în care n-am mai fost. Să intru în biserică și să-i aud, chiar dacă în altă limbă, cântau aceleași cântări pe care le cântăm și noi în biserică. Să ziceam, am mărit să fii tu, Doamne. Să vezi că aducem aceleași cântări și aceeași închinare Domnului. Așa va fi în ceruri. Uitați-vă în Apocalipsa 7 cu 9. Zice acolo așa. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni din orice neam, din orice seminție, din orice norod, de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Observați, dumneavoastră, așa este în ceruri. Oameni de tot felul, oameni din toate părțile, adunați la oaltă și cântă acelui mântuitor. Din acest motiv, dragii mei, este important să ne închinăm împreună pe acest pământ. De aceea e importantă închinarea multigenerațională, pentru că ea creează un mediu ceresc aici pe pământ. Mai mult decât atât, închinarea multigenerațională aduce unitate în trupul lui Hristos. Și atât de importantă este unitatea Bisericii. N-ați văzut și astăzi ne-am rugat ca Dumnezeu să binecuvânteze Biserica noastră cu unitate. Domnul Isus Hristos s-a rugat și a zis, Tată, și te rog să-i ții, făi să fie Doamne una, nu unul cu moftul lui și unul cu moftul lui. Făi Doamne să fie una, toți împreună să te poată sluji pe tine, toți împreună să te poată binecuvânta pe tine. Dragii mei, sigur că există diferențe culturale, dar există un lucru care ne unește pe toți și acesta este numele Lui Hristos și prezența Lui Hristos în fața căruia ne adunăm. Mai zic ceva despre închinarea aceasta multigenerațională. Știți că în închinarea aceasta noi ne învățăm unii pe alții. Închinare are caracter didactic. Noi învățăm unii de la ceilalți, învățăm împreună să aducem închinare Domnului. Dacă preferințele personale sunt așa de diferite, aici când e vorba de închinare multigenerațională, când ne adunăm toți la oaltă, accentul nu se pune pe ce mi-ar plăcea mie, ci accentul se pune pe ce îi place Domnului. Și vă întreb eu, credeți că Domnului îi place ca eu când aud un copil care cântă cântarea vreau mica mea lumină liberă să strălucești și vine el și-ți cântă cum a învățat la școala dominicală, vreau mica mea lumină liberă să strălucești ce ziceți? Nu-i stă bine și unui om cu părul cărunt să cânte aceeași cântare? Pe-ar trebui și lumina mea acele cu păr cărunt să strălucească înaintea Domnului de ce n-am putea cânta cu copiii de ce n-ar putea copiii să cânte cu noi dragii mei așa învățăm unii de la alții unii împreună cu alții pentru că în casa Domnului suntem chemați să uităm de noi și să ne gândim mai mult la Domnul și să ne preocupe ce iubiți de Domnul, în așa fel încât toți să fie împliniți în prezența lui Dumnezeu și toți să răspundă chemării lui Dumnezeu. Zice Apostolul Pavel, scrie în Roman 12 cu 10, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, în cinste fiecare să dea întrietate Altuia. E așa de important să învățăm că în închinare trebuie să lăsăm loc și celorlalți să se închine. Să fim preocupați când alegem cântările, să fim preocupați oare le poate cânta biserica cu noi sau biserica atunci când tinerii aduc o cântare nouă, să zică, hai să vrem să o învățăm împreună cu tinerii tocmai asta înseamnă în cinste să dăm întâietate unii altora. E așa de important lucrul acesta, dragii mei. Închinarea aceasta despre care vorbim astăzi este atât de benefică pentru că este o închinare care aduce zidire trupului lui Hristos, închinarea multigenerațională. De ce zic aduce zidire trupului lui Hristos? Păi trupul lui Hristos este compus din multe mădulare, fiecare suntem mădulare în trupul acesta al lui Hristos care este biserica. Uitați-vă, în 1 Corinteni 14 cu versetul 26, cuvântul lui Dumnezeu zice așa, ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă tare că-i voie. Spre zidirea sufletească, dragii mei, zidirea asta sufletească, edificarea aceasta presupune să fie învățătură în casa Domnului și trebuie să dăm întrietate învățăturii în casa Domnului, să fie întrietate pentru învățătură. Apoi trebuie să dăm întrietate creșterii spirituale, să fim atenți cum putem să-i ajutăm pe cei din jurul nostru să crească spiritual. Așa ne supărăm pe câte unul că dovedește lipsă de maturitate spirituală și ne supărăm pe el și câteodată încercăm să-l corectăm, să-l punem la punct. Noi trebuie să-l ajutăm să crească spiritual, să se maturizeze, nu era acesta dezideratul nostru în anul acesta? Să ne maturizăm, să creștem. Suntem chemați în casa lui Dumnezeu să ne încurajăm unii pe alții. E așa de frumos, dragii mei, să învățăm importanța încurajării în casa Domnului. Să încurajăm și pe cei mici să se închine, să încurajăm și pe cei în vârstă să se închine. Nimic nu era mai frumos în casa Domnului. Uitați-vă în zona asta, bisericii mulți ani de zile era un grup de surori. Și mă uitam cu drag la închinare. În momentele de închinare le vedeam pe toate cu mâinile ridicate sus. Grupul de surori de acolo închinătoare nu erau dintre cele mai tinere din biserică, dar le vedeam cu suflet în închinare. Nu-i nimic mai frumos decât să vezi lucrul acesta și e încurajator pentru noi toți ca să ne putem închina. Dragii mei, închinarea aceasta multigenerațională e importantă și e necesară. Știți de ce? Ea nu dezvoltă vedete. Închinarea multigenerațională. Dezvoltă oameni care slujesc altora. Vedeți, din nefericire, de multe ori dorința de performanță ne face să neglijăm ceea ce este mai important, să neglijăm slujirea. Eu nu spun în Casa Domnului trebuie să avem performanță, pentru Domnul se merită cântarea pe care o cântăm să o cântăm la cel mai înalt nivel. Merită Domnul cântare de calitate, la cel mai înalt nivel. Dar ascultați-mă. Cel mai mult în cântările noastre, în rugăciunile noastre, contează inima cu care le aducem înaintea Domnului. Cel mai mult asta contează. Performanțele creează vedete, în timp ce închinarea multigenerațională formează oameni cărora le pasă de ceilalți, oameni care vor să-i vadă pe ceilalți că se închină, oameni care fac tot ce le stă în putință să se închine și cel de lângă el, să poată să-l laude și cel de lângă el pe Domnul. Așa de mult contează lucrul acesta, dragii mei. Dragii mei, în închinare nu e important doar ce aduc eu Domnului, ci e important ca și cel de lângă mine să poată să aducă Domnului ceva. Și tocmai de aceea mă voi purta în închinare, în așa fel încât cel de lângă mine să poată fi încurajat și el în închinare. Să poată și el să-și deschidă gura, să cânte. Să poată și el să își îndrepte gândul către Dumnezeu în timpul cântării. E așa de important lucrul acesta. Și apoi, dragii mei, despre închinarea aceasta multigenerațională despre care vă vorbesc astăzi, să știți că ea are un impact veșnic. Când vom învăța să ne închinăm cu toții domnului, închinarea aceasta corporativă pe care o aducem domnului multigenerațională va avea impact veșnic. Adică de ce spun asta? Ea are o prelungire eternă din acest motiv e important să învățăm pe oameni să se închine aici, pentru că în ceruri v-am citit, în ceruri va fi închinare. De aceea Contează nespus de mult să învățăm să fim închinători aici. Acolo se vor cânta cântări, acolo se vor cânta cântări pentru Domnul. Veniți să învățăm să fim închinători, Doamne, ajută-ne în sensul acesta. Pentru că închinarea ne învață să ne raportăm corect la Dumnezeu, indiferent de vârsta pe care o avem. De asemenea, închinarea multigenerațională despre care vorbim arată ce face Dumnezeu cu fiecare generație. Mă întorc din nou cu gândul la copilăria mea. Cântările acelea care se cântau în cântarea aceea, în adunarea aceea mică. Mi-am cumpărat un carnețel, mi l-au cumpărat părinții, un carnețel așa mic, cu coperți albastre. Și când am învățat să scriu, am învățat să scriu Cântările Domnului acolo și aveam și eu caietul meu de cântări. Aveam caietul meu de cântări, dar știți care erau cântările? Acelea pe care le cântam cu frații aceia din adunare. Și erau și atunci cântări noi. Ascultați-mă. Și cântau frații în vârstă cu cei ce aduceau cântările noi și le învățau. E așa de important să vezi ce face Dumnezeu cu fiecare generație. Cei, îmi permiteți să zic acum, se evită termenul de bătrân, dar eu sunt bătrân. Dragii mei, cei bătrâni ar trebui să se bucure mult când îi văd pe copii că se închină? Și copiii și tinerii ar trebui să se bucure mult când îl văd pe un om în vârstă că se închină? Fiecare trebuie să fie o încurajare pentru ceilalți. Lucrul acesta contează nespus de mult. Dragii mei, de ce vorbesc despre închinarea multigenerațională? Știți de ce? Pentru că închinarea aceasta aduce familiile împreună la închinare. Le aduce întregi la închinare și nimic nu-i mai frumos decât să-i vezi când sunt mici copii, că sunt purtați de mână de părinți tineri și se duc la închinare împreună. Și apoi să-i vezi pe copiii aceia mici crescuți în biserică, că și aduc la rândul lor de mânuță copiii la biserică și se uită bunicul spre ei cu bucurie și se uită copiii spre bunici și așa mai departe. Și în felul acesta ne încurajăm unii pe alții. De aceea e importantă și plăcută înaintea Domnului închinarea multigenerațională. Pentru că ea aduce familiile la oaltă în închinare și asta contează nespus de mult ca fiecare să fie o încurajare pentru ceilalți. Dragii mei, când am spus că această închinare aduce familiile la oaltă, realitatea este că primul loc în care învățăm închinarea este în familie. Acolo învață copiii noștri să se închine. Trag de că este închinare în familiile noastre, nu numai în biserică. Pentru că familiile noastre trebuie să fie o biserică în miniatură, fiecare familie. Familia trebuie să fie un loc al închinării și apoi când familia vine la oaltă, familia închinătoare de pe calea Girocului, cu familia închinătoare din calea Șagului, familia închinătoare din Mehala, familia închinătoare de acolo, vin toți să aducă închinare Domnului în același loc. Nu-i nimic mai frumos decât aceasta. Uitați-vă ce spune Psalmul 78. Fiți atenți, părinți dragi. Zice Psalmul 78 cu versetul 2 așa îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Versetul 3. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri? Nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile pe care le-a făcut. Nu-i nimic mai frumos decât asta și uitați-vă la versetul 5. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii. Versetul 6. Ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor. Și versetul 7. Pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Ăsta e modelul lui Dumnezeu. Ca părinții să-și învețe copiii în familie închinarea și apoi să-i aducă în biserică și copiii aceia să vadă închinarea corporativă a bisericii și să se bucure și să se implice în închinare. Biserica nu trebuie să se divizeze, ci ea trebuie să-i aducă la oaltă pe toți ai casei, pe toți ai familiei și Îmbibați spiritual cu închinare, să ne întoarcem acasă într-o continuă închinare, să venim familie închinătoare în biserică, să ne umplem aici de închinare și să ne ducem înapoi acasă, tot cu închinare. Asta este frumusețea vieții de credință. Dragii mei, închinarea multigenerațională este o închinare care oferă fiecăruia experiențe. Ziditoare. De aceea insist pe importanța acestei închinări multigeneraționale. Fiecare are experiențe ziditoare. Aduceți-vă minte de învierea Domnului. Domnul s-a arătat ucenicilor săi, Toma nu era cu ei. Dar ceea ce este frumos de menționat este că Toma a avut nevoie de o experiență personală a lui cu Domnul nu credeți că ai noștri copii au nevoie și ei de o experiență personală cu Domnul? Dragii mei, unde îi vom expune experiențelor personale cu Domnul, dacă nu îi aducem în casa Domnului? Unde vor avea ei ocazia să guste experiențele cu Dumnezeu? Îi lăsăm acasă, când suntem noi la biserică ca să fie pe jocuri, noi zicem că au rămas să-și facă temele, da? Aveți grijă să nu vă treziți că în loc de teme alte jocuri video sau știu eu alte lucruri care s-ar putea să fie străine de voia Domnului. Vă rog, dragi părinți, pentru binele vostru, ca să nu suspinați niciunul dintre voi cândva, să nu trebuiască să trimiteți bilete și să ziceți rugați-vă pentru fiul meu să se întoarcă. Vă rog, faceți eforturi, aduceți-i de mici, creșteți-i, în casa lui Dumnezeu. Lăsați-i să vadă cum se închină cei din jur. Lăsați-i să vadă cum se închină tinerii, să vadă cum se închină copiii la școala dominicală. Lăsați-i să vadă cum se închină bătrânii. Lăsați-i să vadă închinarea Bisericii, pentru că așa vor crește copiii aceștia, cunoscându-l pe Domnul, având experiențe personale cu Domnul și în casa Domnului, în închinarea aceasta multigenerațională. Tinerii, de asemenea, trebuie să aibă răbdare cu cei ce nu mai sunt tineri. Să aibă răbdare și să înțeleagă că dacă a ajuns Evanghelia până la noi, a ajuns datorită unor oameni care s-au închinat așa cum au știut ei în vremea aceea. S-au închinat așa cum au putut ei, cu caietul acela de cântări, cu știu eu, poate cântând mai puțin performant, fără multe instrumente. Dar așa a ajuns credința până la noi. Și tocmai de aceea, închinarea multigenerațională ne cheamă ca într-o armonie cât se poate de bună. Să ne adunăm la oaltă și să zicem, Doamne, bucură-te astăzi de închinarea mea, dar bucură-te și de închinarea fratelui meu, Doamne, care este aici lângă mine. Bucură-te și de închinarea tinerilor ăstora sau a copiilor acestora, pentru că închei zicând domnul merită închinarea noastră a tuturor biserica de aceea am făcut introducerea aceea din geneza capitolul 28 ca să înțelegeți că biserica este un loc pentru fiecare un loc pentru fiecare fiecare trebuie să încapă în biserică și fiecare trebuie să se poată exprima înaintea lui Dumnezeu cu temperamentul lui, cu felul lui de a fi cu mediul cultural în care el a crescut și a fost format, toți împreună să ne putem închina Domnului. Doamne, ajută-ne și dă-ne înțelepciune pentru aceasta. Amin. Haideți.